Operațiunea de toaletare și tăiere a copacilor de pe raza municipiului Botoșani a început de acum aproximativ o lună. În ultima săptămână însă s-au înregistrat tot mai multe cereri de la asociațiile de proprietari pentru curățarea copacilor. Acum am intensificat aceste operațiuni datorită solicitărilor cetățenilor și încercăm în săptămânile care le mai avem până la debutul sezonului vegetativ, să acoperim mare parte din solicitări. Pentru că plantarea copacilor s-a făcut la o distanță mult mai mică de clădiri decât prevede legea, cu timpul copacii au crescut și în unele cazuri s-a ajuns ca crengile să fie foarte aproape de geamurile botoșenenilor. În acest caz, muncitorii sunt obligați să taie tot mai mult din coronamentul copacilor și se ajunge în situația în care arborele nu mai rămâne decât cu câteva frunze sau uneori fără nici măcar o creangă. Eugen Țurcanu, directorul Direcției Servicii Publice și Agrement, are un sfat pentru asociațiile de proprietari. Încercați să puneți acești puieți la o distanță de minim 3 metri, dacă nu chiar 5, de către un imobil, fie și proprietate privată. În timp, puietul de arbore care îl punem devine mare și în 30 de ani avem sau în 40 de ani un arbore care perechitează casa sau imobilul în care locuiți. Foarte mulți oameni doresc toaletarea la sânge a arborilor, dacă se poate reducerea coronamentului, și ajungem să avem un băț fără nicio frunză pe el. Unii botoșeneni spun că toaletarea copacilor trebuie neapărat făcută acum, în primăvară. Foarte bun, că așa trebuie să fie. E o tradiție pentru curățarea copacilor, foarte, foarte bine. Da, e necesar. De când mă știu eu din copilărie, știu și de la părinții mei că întotdeauna în primăvară se curăță copace, pentru că se elimină crengile. Bineînțeles că e necesar. Se fac doar în două etape, nu? Toamna și primăvara. Au fost însă și unii botoșeneni care s-au plâns că din cauza tăierii crengilor nu mai au umbră în casă.